Ne aflăm la una dintre porțile de intrare în lumea lui Rotundu. Vă invit să vedeți lumea mea, a mizeriei, a sărăciei, a luxului și opulenței, a unei clase politice ticăloșite. Pentru dumnealui vă spun categoric că nu există lege, pentru dumnealui nu există norme, nu există reguli, nu există decât bunul plac. Bună ziua, stimați telespectatori! Mă aflu din nou în comuna Știubieni. Dacă mai rețineți, în urmă cu 2 ani de zile am realizat în această comună un reportaj intitulat Revoltă pe malul Bașeului. În acel reportaj am surprins o serie de neplăceri ale sătenilor, ale locuitorilor din comună la adresa primarului Sebastian Merticaru. Spuneau oamenii atunci că domnul primar are o atitudine insolentă, o atitudine chiar obraznică față de ei, că domnul primar este interesat mai mult de rezolvarea unor probleme personale, de prosperitatea familiei sale și a unor ajutoare cu care s-a înconjurat și că neglijează problemele importante ale comunei. În urmă cu câteva zile am primit din nou un set de reclamații de la cetățenii din comună, reclamații care spuneau că în curtea școlii, deși s-a construit o sală de sport, această sală de sport a fost monopolizată de domnul primar, care a pus lacăt pe ușă, iar în interiorul sălii, în loc să se desfășoare activități ale orelor de gimnastică, stau depozitate produsele alimentare, acele ajutoare europene care se distribuie periodic familiilor nevoiașe. Am ajuns, cum vă spuneam, din nou în localitatea Știubieni. L-am contactat pe domnul director de școală să vedem care este realitatea. Bună ziua, domnul director, bine v-am găsit. Bună ziua. În primul rând, cum vă numiți și ce predați dumneavoastră ca director? Ce disciplină? Mă numesc Ionaș Petru și predau educație fizică și sport la școala gimnazială numărul 1 Știubieni. Ce bine v-a nimerit. Nu știam că directorul de școală la Știubieni și profesor de sport. Domnul director, oamenii, părinții unor elevi de aici din localitate au reclamat că aveți sala de sport, de altfel aici ne aflăm și noi în momentul de față, care stă încuiată de domnul primar și nu poate fi folosită. Care este adevărul? Adevărul este cel relatat de părinți și pot să-l relatez și eu, cu probe care sunt aici în spatele nostru. Deși sala a fost construită în urmă cu aproximativ 7 ani, în fiecare an în ea se depozitează în lunile de iarnă, în noiembrie, decembrie, ianuarie, produsele alimentare de care aminteați și dumneavoastră. Ca orice activitate, și cea de educație fizică și sport este reglementată. Există o lege a educației fizice și sportului, legea 69, parcă din 2000, care reglementează activitatea din domeniu. Printre prevederile acelei legi și printre cele mai importante se numără și
precizarea cu privire la beneficiarii bazelor sportive și faptul că aceste baze sportive, inclusiv sălile de sport, nu trebuie să fie schimbată destinația lor, adică ele, dacă au fost construite, destinația lor nu este alta decât practicarea exercițiilor fizice sub diferite forme. Dar de când folosești drept magazie la vreme de iarnă sala de sport? De câți ani? Doar nu de la bun început, de când a fost construită, presupun. Chiar din primul an a fost folosită în acest scop. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că e de 7 ani de zile construită, deci actualul primar era și atunci primar, pentru că el e la al treilea mandat, dacă nu mă înșel. Este la al treilea mandat și în fiecare an depozitează aici alimente. Acum trebuie să vă spun că eu am avut o relație bună și cu primăria și cu dumnealui și am acceptat acest compromis în sensul că am rugat să fie depozitate alimentele undeva într-o margine și să fie repartizate beneficiarilor în scurt timp. Anul acesta, după cum vedeți, alimentele au fost aduse în noiembrie și au început să fie repartizate din data de 2 decembrie. Și acum, în această sală, sunt alimente care n-au fost repartizate și copiii nu pot să desfășoare lecțiile de educație fizică aici. Domnul director, vin alegerile parlamentare și alimentele astea de aici, domnul primar, care e liberal de culoare politică, le va distribui și va spune oamenilor, votați europarlamentare liberali ca să aveți ajutoare mai multe. Dumneavoastră faceți politică? Am făcut. Și v-ați lecuit? Nu m-am lecuit. De când sunteți director? De în 2012. Deci de când e USL-ul la guvernare. Că spuneați dumneavoastră că v-ați înțeles bine într-o perioadă cu domnul primar și s-au stricat relațiile. S-au stricat de când liberalii au ieșit la guvernare sau s-au stricat mai demult? Nu, s-au stricat în momentul în care eu, director de școală, am cerut anumite drepturi ale școlii. Adică legea educației naționale, legea 1 din 2011, face referire și la modul în care este finanțată activitatea școlii pe cele două surse principale, finanțarea de bază și finanțarea complementară asigurată de Consiliul Local. Mă refer la navet, aici la finanțarea complementară e articolul 105, vestitul articolul 105, care prevede că naveta, bursele, alte cheltuieli sunt suportate de consiliile locale. Ei, anul acesta, în bugetul școlii, domnul primar nu a prevăzut acele sume, nu au alocat fonduri pentru navetă, în primul rând, că asta ne interesează, având în cadrul școlii foarte mulți navetiști. Ei, când am cerut acele fonduri, automat, instantaneu, relația cu primăria s-a stricat și de atunci toate represaliile îndreptate împotriva mea. Represalii nu înseamnă doar această sală, modul în care ea este gestionată, prin încuiere și împiedicarea desfășurării orelor de sport și alte probleme avem cu școala, cu microbuzul școlar, cu naveta aceasta, multe probleme îndreptate împotriva mea. Domnul director, eu vă întreb următorul lucru. De când domnul primar a pus monopol pe această sală de sport, v-ați adresat inspectoratului școlar județean în momentul de față domnei Mihaela Huncă să-i spuneți situația dumneavoastră și eventual să intervină și dumneaei pe filieră la domnul prefect, la Turcanu, care e șeful politic a domnului Merticaru și care e președintele Consiliului Județean? Am făcut o adresă inspectoratului școlar județean, adresată doamnei inspector școlar general. Eu știu că dânsa m-a ajutat în sensul că adresa respectivă a fost înaintată domnului prefect și se pare că vor fi efecte, pentru că am înțeles că urmează să intrăm în sală. Păcatul e că de acum vine primăvara, vremea e frumoasă, noi va trebui să ieșim afară, că educația fizică se recomandă în aer liber făcută, dar lunile de iarnă, uitați, au trecut. Noi iarna avem, în orice școală sunt planificate conținuturi din gimnastică, din sărituri la parată, din calități motrice, din deprinderi utilitare aplicative, conținuturi pe care nu le poți practica pe zăpadă, în frig. Ei, această sală a fost destinată tocmai acestui... Dar eu vă întreb altceva. La vreme de iarnă, sala asta are sistem de încălzire? Din păcate, nu. Și cum ați fi putut face ore cu elevii nefiind încălzită sala?
am venit chiar în aceste condiții pentru că nu aveam alternativă. Acum, într-adevăr... Da, au fost ierni în care ați făcut orele de gimnastică în sală? Da, da, da. Da. Și n-ați avut probleme cu sănătatea copiilor, să răcească, să, că la educație fizică se mai transpiră? Am evitat temperaturile și perioadele cu temperaturi extrem de joase. Acum, în momentul de față, ca să vadă și telespectatorii noștri, de când nu s-au mai umblat la ușa asta? Aveți așa o reprezentare? Păi intră dumnealor, ca să distribuie probabil alimentele. Eu cu copii de mult timp nu am intrat aici. Iarna asta chiar nu am reușit să... Deci aveți cum s-ar spune, un clenci cu domnul primar și nu-l puteți rezolva nici în condițiile în care ați intervenit la inspectoratul școlar, nici în condițiile în care s-a făcut o adresă oficială și s-a solicitat ajutorului domnului prefect. E chiar așa de voinic primarul ăsta de aici? Pe ce se bazează el? Păi nu știu pe ce se bazează. Dar, în orice caz, pentru dumnealui, vă spun categoric că nu există lege, pentru dumnealui nu există norme, nu există reguli, nu există decât bunul plac. Bunul plac care se manifestă în diverse acțiuni. Una dintre ele este aceasta, împiedicarea beneficiarilor de a practica lecții de educație fizică. În afară de lecții, eu mai pregătesc copii, în fiecare an merg la badminton. Badmintonul e un sport de sală, chiar din cauza asta l-am ales, pentru că avem condițiile necesare. Am locul 2, locul 3 în fiecare an la etapa județeană. Deci aveți niște rezultate? Am niște rezultate. Anul ăsta, din păcate, nu cred că o să merg la badminton, pentru că nu am făcut deloc iarna asta pregătire. Cât de curând e faza județeană, nu merg acolo. Da, spuneți-mi, legat de cheltuielile astea complementare, până la urmă domnul primar a decontat naveta, profesorilor navetiști a dat banii elevilor. Eu am fost chiar cu câțiva colegi navetiști, cu liderul de sindicat, am fost pe 28 ianuarie în ședința Consiliului Local, când s-a aprobat bugetul local. Am făcut lobby pentru colegii mei, eu nu sunt navetist, dar majoritatea colegilor mei sunt navetiști și am fost acolo în ședința respectivă rugându-i pe consilieri, prezentându-le aspectele legale ale alocării acestor fonduri. Din păcate, consilierii au votat ce li s-a pus pe tavă de către domnul primar și în final nu s-a aprobat și nu s-au alocat fonduri pentru navetă, pentru alte cheltuieli. Deci nu s-au prins în buget pe anul ăsta decontarea acestor cheltuieli. De burse, 10.000 de lei, deci 100 de milioane vechi, s-au prevăzut în buget pentru... Bursele pentru elevi. Bursele pentru elevi. Ei, are nevoie de voturi. Da, evident, ăsta era motivul. Da, bine, mulțumesc domnul director, o să mai stăm de vorbă, pentru că în momentul în care am ajuns aici în localitate, am văzut în fața școlii un grup de cetățeni, presupun că poate ori fi cei care au reclamat, poate ori fi da, cetățenii sigur, care vor să stea de vorbă cu mine, o să vă rog să mă ajutați să iau legătura și cu ei. Și cetățenii sunt nemulțumiți, pentru că sunt oameni care plătesc impozite, oameni care au copii la școală și evident că interesează soarta copiilor. Da, dar să nu uite cetățenii ăștia că l-au votat primar pe domnul Mierticaru. Domnul consilier, haideți lângă mine. Stimați telespectatori, am și un consilier local cu care vreau să stau de vorbă. Cu dumnealui am mai filmat acum 2 ani când am realizat acel reportaj de care v-am amintit. Vreau să văd ce s-a mai întâmplat între timp. Domnul consilier, domnul Ilie, parcă nu? Da. De la ce formațiuni sunteți? PDL. Opoziția? Opoziția, da. Spuneți-mi, ce s-a mai întâmplat cu imajul ăsta public, cu acea celebră asociație a crescătorilor de animale înființată de fostul consilier a domnului primar, celebrul ăla educat cu 3 clase? Da, Ilie Mihai, da. Deci, rudă cu dumneavoastră? Un verișor de-al doilea, de-al treilea. S-a făcut licitații pentru... Deci să ia imașul, a participat la licitații domnul Cătălin Radu cu Ilie Mihai și prin care a rezultat că domnul Cătălin Radu, deci era un preț la să liciteze. Cătălin Radu a oferit dublu la licitații banii.
Și la urmă s-a rezultat că a câștigat Radu Cătărânciuc. Și când după aia îi trimite tăi acasă, că nu, n-a câștigat. Bun, asta cunosc, dar erați în proces. Vreau să știu ce s-a întâmplat, dacă procesul s-a terminat de judecat și care e soluția finală. La Botoșani s-a judecat procesul, a avut câștig de cauză Radu Cătărânciuc și la Suceava a întors sentința, i-a dat câștig de cauză lui Ilie Mihai. Pe ce motiv? Cunoașteți? Nu cunosc motivele. Da, în momentul de față, deci Imașul este controlat de această asociație. Am înțeles că s-au primit subvențiile europene și că domnul primar s-a rostuit cu o combină, e adevărat? O combină, tractoare, nu știu de unde le are. Da, sigur, din banii ăștia de la subvenții sau poate din munca dumnealui cinstită? Cred că da, din munca lui cinstită, cred că, nu știu. Dar domnul primar are fermă agricolă, deci o cumpărat și o combină? Are combină, tractoare, nu știu cui, sunt la deal acolo la el, nu știu. Da, de vreme ce sunt în curtea dumnealui, înseamnă că ești proprietar, presupun. Cred că da, cred că da. Da, spuneți-mi, domnul Ilie, anul trecut în toamnă în presa botoșăneană a reapărut acea știre prin care domnul primar era învinovățit că a achiziționat la primărie un camion, o mașină de tonaj mare, pe care n-a folosit-o niciodată pentru că nu poate fi înmatriculată și pus în circulație, care e o problemă, nu știu de ce natură. Cunoașteți? Mi se pare că au luat mașina aceasta cu carte de identitate tras la Xerox. Deci mașina nu era a proprietarului care a vândut-o? Cred că nu știu cum, nu știu. Chiar dacă eu, dacă, ca și consilier, dacă li cer o hârtie, nu mi se dă niciun răspuns. Păi da, dumneavoastră, potrivit legii 544, aveți dreptul să vedeți toate documentele, că nu secrete. La nivel de primărie nu există niciun document secret. Document, nimic. Păi i-am zis, domnul primar, dumneavoastră este bibliotecară, da? Da. Vine 2 ori pe lună la servici? Sau nu? Păi nu știu, întreabă. Domnul Saia... Da, bibliotecara e plătită din banii primării, nu? Da. Paloti Mihai a făcut tătă iarna focul la el acasă. Cine e Paloti Mihai? E om de servici la primărie. Păi, dar unde voiați să fac focul? La domn primar acasă. Și la... A, la domn primar acasă. Păi, dar să nu răcească domn primar, să poată veni la serviciu. Da. Bun, și în momentul de față, mașina asta circulă, camionul ăsta? Nu circulat, a adus-o atunci, a făcut 14.000 de kilometri. De cât timp e luată? De câți ani? 2-3 ani? 8 ani, 9 ani. 8 ani, 9 ani. Și cât s-o dat? Am înțeles, bani mulți la vremea aia. În realitate e vreo 4 miliarde și jumate și mi se pare că vreo 8 miliarde o dat pe ea. Bun, 4 miliarde jumate nou, 2 miliarde. Deci nouă mașina, nu a fost la mâna a doua. Nou. Și atunci nu mi-explic de ce au fost documentele xeroxate. Nu pot să-mi dau seama. Deci ea nu poate fi înmatriculat, nu poate circula cu dâns. Nu. Și care va fi soarta ei în final? Că sunteți consilier, totuși trebuie să răspundeți oamenilor ce se întâmplă. În ședința de Consiliu de rândul trecut, care a fost luna trecută, un punct, să se angajeze un cabinet de avocatură, că dosarul e foarte greu, să ajungă la un capăt cu mașina asta. Zic, domnule, și dacă avem juristul primăriei, și trebuie să mai angajăm avocat, să mai angajăm... Mai sunt și niște afaceri cu avocații ăștia, dar între timp s-au adunat aici un grup de oameni, o să vreau să stau de vorbă și cu ei. Bună ziua! Dumneavoastră aveți o problemă cu mine sau cu domnul primar, ca să știu? Dumneavoastră n-am avut niciodată. Nu? Ia, domnul Cătărânciuc, spuneți-mi cum au mai evoluat lucrurile de la ultima noastră întâlnire de acum 2 ani? Cum era de așteptat? Suceava a întors sentința la Botoșani în favoarea domnului primar și ne-a anulat sentința dată de Botoșani, care era cât de cât legală și ne favorează. Și deci acum Imașul Comunal e administrat de fostul consilier a domnului primar, ăla cu multă știință de carte, 3 clase sau cât? Cu o capră și cu 2 iepuri de câmp, sau ce are el. Deci are fermă, zoteni? Are, o capră. Da, iepurii de câmp îți dresați sau cum îi ține plâncă? Probabil, nu știu. Le-au pus are sub coadă și au prins. Tot primarul e vinovat aici? Nu știu dacă el e vinovat, dar în mare el a beneficiat. Nu, el a beneficiat, probabil. E adevărat că domnul primar s-a rostuit cu o combină? Nu știu, așa am auzit și eu, nu e. Acum da. Da? Cunoașteți dumneavoastră mai bine? Da, da. Cunoaștem chiar că nu a adus-o, de unde a adus-o. Da, ia spuneți-mi, de unde a adus-o, cum a adus-o, pe ce bani? Pe banii
cred că din salariul nu avea cum, dintr-un salariu de 25 de milioane. Banii noștri. Sugerați pe bani la subvenția pe imaș? Noastră, da, de 2 ani de zile ea s-a luat 66.000 de euro, 3 ani. Și în altă parte nu cred că au mers banii aia. Că imașul se poate vedea așa cum spinii nu se poate paște animalele anul ăsta, îngrășământul nu s-a dat. Nici vorbă, nu numai noi, spunem. Toți fermierii, suntem 40-50 de fermieri în comună care aceeași problemă avem. Nu suntem trecuți în asociație noi. Anul trecut au fost probleme, chiar le s-a dat amendă la fermieri că să nu meargă pe izlaz cu... Cine v-a dat amendă? Poliția. Care poliția? Asta... La... Deci poliția oficială a statului, nu local. La ordinul lui tot domnul domn primar. Da, poliția nu are atribuțiuni asupra imașului comunal, asta aparține administrației publice locale? La plângerea lor, la cererea lor, domnule, au venit ilegal pe imaș, când eram trecut în asociația aia. Da, da, au găsit un tem ilegal, pentru că eu, din câte știu, nu cunosc fie vreo sancțiune în vreo lege pentru așa ceva. Ilegal, ilegal, oameni au plătit amendă, unde mai meargă pentru 4-5 milioane. Dumneavoastră, ce animale aveți? Am 400 de oi și 10 vaci. Cum vă numiți? Maxim Vasile. Domnul Maxim, eu nu înțeleg un singur lucru. Dacă cu adevărat domnul primar este împotriva intereselor dumneavoastră, da, dumneavoastră de ce nu vă uniți forțele să fiți împotriva intereselor domnului primar să-l trimiți acasă? Cum? Cum? Referendum să-l schimbați? Da, domnule, dar nu sunt eu puteri mai mari, oamenii sunt vârstă, cam știu de frică acum. Dacă cumva îi sunt, dacă îl votează cineva, așa pe la dos, pe față, n-are curaj să-i spui nimic. Ei, până acum au fost pe cai mari, că au fost la guvernare, dar acum e piponei din ăștia, mai norocit, că nu mai e la guvernare, gata. Chiar însă eu din satul Negrin, comuna Știbieni, sunt băieți care au, fermieri care au 600, 700, 500 de oi și au pășunat 2 ani de zile, Lușerna, Porumbu, Grâu, sunt frații Ervoschi, 3 frații Ilie. Și acum, acum aveți imaș pe raza comunii? Nu, avem imaș, dar noi păștem pe proprii, pe terenul nostru. Da, interesant. Dumneavoastră? Sunt surmei Cristinel, și eu am animale și oricum... Deci vechea poveste și la dumneavoastră. Toate aceleași povești la fiecare avem aici. Da. Avem chiar înființarea lor, asociația lor, primii 5 care spune legea că trebuie să aibă animale, avem statutul lor. L-am în mașină, chiar poți vi-l arăt. Primii 5 din Consiliul de Administrație, că legea spune că și noi, când ne-am înființat, avem minim 30 de oi și minim 3 vaci. La dumnealor nu există niciun din primii 5, n-au niciun animal. Chiar avion se poate verifica. Da, dar e interesant, ia să văd. Domnul Cantareciuc, pe ce motiv la Curtea de Apel Suceava au întors sentința tribunalului? Cu atribuirea directă, noi am de Botoșani la o licitație să trebuie să participe minim 3 ofertanți. Noi am fost 2 ofertanți și legea normal spunea să trebuie direct, în funcție de efectivul de animale, probabil să împărța imașul, că avea de unde, din 600 de hectare putea să împartă la amândouă asociații până la urmă. Dar ei n-au vrut, l-au făcut câștigător pe el, motivând că am întârziat cu oferta, am depus oferta târziu și n-am depus copiii la cardurile de exploatație. Dar din câte știu eu, s-a făcut dovada că ați depus la timp oferta. Da, adică am depus, uitați-vă, am actele la mine, am sentința și la... Dar știu că acum 2 ani am filmat aspectul ăsta. Și Suceava așa au hotărât ei, și fără cale de atac niciunii. Păi nu, că acolo e definitiv și irevocabil. Irevocabil. Și, na, asta ce face. Plângere făcută la... Da, da, numai un pic. Ce plângere aveți? Împotriva sentinței de la Suceava am făcut o plângere la CEDO, la drepturile omului, pentru... Da, o să așteptați 2-3 ani de zile, o să trebuia să vindeți animalii până atunci. Mai așteptat 3, mai așteptăm 3 sau și 30, și să vedem, dacă asta e legea României... Până atunci, domnul Maxim, vin alegerile din 2016 și gândiți-vă să vă alegeți un primar ca lumea. Da. Problema noastră e mare, nu avem ce face cu animale, se apropie iar pășunatul, iar oamenii merg pe compropii. Și am făcut și cereri. Unde ați făcut cereri? Cereri cât pe persoană fizică. Dacă nu sunt bune asociațiile, nu a fost bun nici cooperativa, nici asociația nu e bună, că se vede cum e bună, sunt de la persoană fizică, cât ni se cuvine, un 5 hectare, un 10 hectare pentru fiecare. Și nu se poate nici așa, că îi dai pe 10 ani de zile. Da, da, numai un pic. Ciuclea Dumitru mă numesc. Am făcut cereri la domnul primar Mertecariu și anul ăsta. Anul nu mi-a dat niciun răspuns. Anul ăsta mi-a trimis răspuns că ne-am mulțumit mai mult, suntem vreo 15 pe care am făcut cereri și mi-a trimis răspuns că are 669 de hectare de izlaz.
comunal, din care prima cooperativă nu a avut decât 535 pe act trecut la, din primărie. Și nu are imă și o dă la un fermier de 10 ani, dar la Vornicen cum poate da la alt comun imă și nu ne dă. Nu suntem lui Viorel, păi i-a dat două imașu și 6 ani din comună, știi bine. Dar dacă Viorelul vând oile prin tribunale și i-a dat păgubiri la alți oameni care au făcut distrugii, i-a dat două imași, unul la Boi și unul la Ichimeni. La Ichimeni le-a vândut la Vornicen, la un țezetean, la Băgu. Nu v-ați gândit la aspectul să vă adunați mai mulți așa, să faceți o plângere penală împotriva domnului primar pentru abuz de putere? Și la putere și toți de lor. Am fost la domnul Turcanu, eu cu Mihăiță Ilie și am fost în audiență. Mi-au luat în audiență cum ați venit dumneavoastră. Încă mai frumos ne-au primit pe scaun frumos. Și o să vine într-o săptămână, zic, domnule, nu vreau să mă merg la pușcărie, că am făcut o pușcărie pentru prostii. Să-mi fac pentru dâns, cu el asta caut, mă dă afară din biroul la dâns, că e primar, să-mi vezi, scrie aici biroul primar, mă dă afară. Și au zis că nu vă faceți probleme, că într-o săptămână vin și fac lumină în comună. Cum n-ați venit dumneavoastră ieri, că nu v-am rezultat, așa nu v-am venit de acum. Acum, o dată seară pe post, că vine de acum în fiecare comună să facă el, să vadă care treaba cu ei. Când i-au dat 6 luni cu suspendare. Îi vine și executarea, nu vă uitați în țară cât se întâmplă. Așa îi vine și lui ăsta. În 2013, plaiurile Știbeni au dat închirii la o altă comună, Izlazul comun. Deci l-au subînchiriat, cum s-ar spune. Subînchiriat la comuna Vorniceni, nu cu acte, așa. La mică înțelegere. La mică înțelegere, la Băgu Constantin, au avut chiar și anul ăsta, cred că merge. La noi nu erau destule animale, bănuiesc, de asta. Aveam numai câteva mii de oi în comună și... Da, dar ia spuneți-mi mie, ce poveste are mașina asta din spatele nostru? Cunoașteți? Mi-am propus ca în această emisiune să-i cam pârpălesc la flacăra violet pe politicienii noștri și, de ce nu, chiar și pe colegii din presă atunci când vor gafa. Dar ia spuneți-mi mie, ce poveste are mașina asta din spatele nostru? Cunoașteți? Da, cunoaștem. Mașina asta e luată tot așa, nu știu cum e luată, că nu fără acte. Și real e vreo 4 miliarde în acte. Nici noi n-am știut până acum, până am fost consilier local, că suntem și consilier local. Și am avut acces la acte, 8 miliarde în acte. Și realitatea era... Cum, 8 miliarde s-o dat mașina asta? Da, din bani, din bugetul local. Și câți ani are de când stă aici în față? 8 ani. Deci 8 miliarde, 8 ani, 1 miliard pe an. Plătim un șofer din banii noștri. Are și șofer? Păi dar nu s-o învârti roata, pentru ce șofer? Mai are primăria o mașină care o folosesc ei pentru interese. Au pământ, au tractoare, au... Dar pentru mașina asta îi trebuie carnet special, din cât știu. Are, da. Are șofer, da. Bun, și deci mașina nu a circulat niciodată, 8 miliarde din bugetul local au ieșit, da. Și care e afacerea? Au luat oameni de pe stradă, care neabar n-aveau pe ce au dus, au strâns semnături și au adus mașina atunci când s-au luat. Nu s-au... O parte din consilier nu era... Stați numai un pic. O parte din consilier la timpul acela nu era de acord să achiziționeze camionul, că era suma prea mare pentru un camion și zicea că 8 miliarde e o sumă foarte mare pentru o comună și nu a fost de acord din consilierii care erau atunci. El ce a făcut? A venit prin sat, a adunat și mulți, chiar și eu am fost atunci de acord. Mă gândeam, un camion e benefic la o comună, mai aduci piatră, cum sunt drumuri, uitați, cum sunt dealurile astea pe la noi pe aici, când e noroi, nu se mai circulă. Dar cum a adus, a circulat 3 luni atunci cu numerii roșii, înainte de campanii o mai făcut o dată din numerii roșii, a patra oară. Și atât o circulat. Da, deci e mașină second hand sau... Nouță. Din fabrică? Din fabrică, sigur că... Și de ce nu se matriculează? Care-i cauza? S-a fost luată prin leasing de firma Daniema, din câte știu.
dar ne-am apres. A, deci asta e mașină din executare silită asupra firmii Dani Iemac, da, pe care noi o cunoaștem foarte bine. Știm noi cum s-a dezvoltat activitatea la firma asta și cum a ajuns în faliment. Trăiască domnul fostul prefect, sau, pardon, prefect Cristi Roman, că știe foarte bine ce cu firma asta. Și iată, deci una din mașini a ajuns aici. Păi, această mașină fiind în leasing, în momentul în care primăria a cumpărat-o, trebuia să meargă și la vânzător să obțină toate actele. Da, cumperi un loc, o mașină cu carte de identitate în copii, exact cum n-ar cumpăra-o, a dat bani pe nimic. Da, măcar printr-o acțiune în constatare, în instanță trebuia să meargă ca să o poată matricula. Nu le matriculează, că Daniel a devenit datoare la leasing, la firma de leasing. Dar banii unde s-au dus? S-au dus la firma Dan Iema sau s-au dus la patronii firmii în buzunar? Dan Iema, dacă ducea la patronii firmii cu leasing, nu era o problemă probabil să matriculeze mașina. Deci la Dan Iema și acum au apărut o problemă cu executarea silit. Da, să judică ce proces au Dumnezeu, știi. Firma de asta era în faliment. Când o lua mașina, firma era în faliment. Dan Iema era în faliment. Ei cu bună credință au știut că așa, totuși o vira banii către Dan Iema. Nu, firma era în faliment. Nu avea voie să... Domnul Maxim, credeți că viramentul ăsta s-a făcut așa, numai pe ochi frumoși? Da, s-a făcut așa, între persoane cunoscute, între dânși, oricum nu s-a făcut. Prin negocieri directe, negocieri, nu? Da. Oricum nu s-a făcut ceva legal. Cam multe negocieri directe aici la domnul primar Merticaru. Terenul negocierii directe, mașina negocierii directe. Ce-a făcut ancheta la timpul ăla, probabil la martor în comod, nu știu cine a făcut o anchetă. Spunea că modelul din mașină, cum e, cu toate dotările, mai mult de 4 miliarde jumate din fabrică, nu are cum să coste. Și domnul primar a dat 8. 8? Păi, nu are de unde. Ei, au vrut să-i ajute, băieți, era bugetul un faliment. Bugetul nostru pe 2 ani, bugetul nostru nu are nici armul. Da. Haideți că vreau să mai stau de vorbă și cu un grup de cetățeni care l-am văzut în școală, să vedem ce doleanță au și dumnealor. Pentru dumnealui vă spun categoric că nu există lege, pentru dumnealui nu există norme, nu există reguli, nu există decât bunul plac. Hai, măi primari, ai de grijă cum te porți. Hai, măi primari, să intri voi la tăți și ai de grijă cum te porți. Numai bine am terminat dialogul cu grupul care m-a așteptat lângă sala de sport, pentru că în interiorul școlii s-a adunat un alt grup de cetățeni. Să vedem care sunt problemele lor. Dumneavoastră, cum vă numiți? Panzare Olivia. Ce problemă aveți? De cine ne-ați așteptat cu camera de filmat? Nu știu, după câte am înțeles, cu sala de sport. Da, care e problema cu sala de sport? Da, nu se folosește. Dacă iese. Aveți copii la școală aici? 3. 3? Da, dar eu sunt îngrijitorul școlii. A, îngrijitorul școlii. Da, vă deoparte, dacă sunteți îngrijitori, stau de vorbă cu oamenii care au probleme cu adevărat. Dumneavoastră, cum vă numiți? Căslaru Emil. Spuneți-mi, cine cază-i cu sala asta de sport? Ce se întâmplă cu ea? Ce cunoaște? Cine puteți spune? Am înțeles că nu se folosește. E făcută, dar pentru... Primării. Pentru magazii de făină, de ulei, de... Cam așa ceva. Dumneavoastră ați învățat aici în școală, în Știbieni? În tinerețe? Da. Și în condițiile în care venea iarna, unde făceați orele de gimnastică, vă mai amintiți? Aveam o sală anumit. O sală anumit. Da. Și acum s-a creat o sală pe banii europeni, tot destinată acestui scop. Adică dacă noi n-am reușit să avem o sală de sport în tinerețele noastre, măcar copiii noștri să aibă. Iată că s-a făcut sala de sport, dar se pare că n-au parte copii. Nu este folosită pentru copii. Dar ce ține domn primar în sala asta de sport? Știți? Ați aflat? Făină, ulei... Și cum le împarte astea așa? Ce criterii are el la bază când le împarte? Da. Cui dă și cui nu dă? Pe bază de tabele, la bătrânilor. Care sunt trecuți, care au drept, care... Da, nu apar așa pe tabele alea și familii care nu prea s-ar... Apoi asta, drept să vă spun, nici nu știu. Ei fac, ei... Eu... Cam multe secrete la domnul primar. Nu prea știți dumneavoastră, oameni de rând, care l-ați votat și se întâmplă prin primărie. Da, și se întâmplă. Și eu stau tot ziua la primărie să-l păzesc pe domnul primar. Da, eu când am venit, eu vorbi frumos. Haideți lângă mine. Dumneavoastră, ce problemă aveți? Eu cu copiii să le dea sala de sport, să le facă... Să aibă unde alergați, nu aveți elevi aici? Nepoței. Nepoței? Da.
Atunci, de ce nu v-ați dus la domnul primar să-i spuneți, domnul primar, lasă sala aia de spor pentru nepoții mei, nu o țineți dumneavoastră? Noi putem să stăm în fața lui? Dar de ce nu putem? Mai fi, să mai fii unu, doi, trei, dar să te duci tu o femeie bătrână, ce zice, da, du-te. Dacă n-ați mers și l-ați votat, ați putut să stați în fața lui sau el în fața dumneavoastră? Nu, dar atunci când dacă a fost la vot, nu știi cine s-a votat. Asta adică, bineînțeles că omul votează pe cine vrea. Corect, votează pe cine vrea, dar el a ieșit primar cu vot majoritar. Deci foarte multă lume l-a votat. L-a votat și din Negreni și Băneasa, și din mai multe. Comuna Ștubeni și cu Negreni. Deci dacă majoritatea l-a votat, l-a considerat că e bun din primar. Da, sigur că... Da. Dumneavoastră? Să dea sala de sport la copii. Deci aceeași problemă, sala de sport. Ei merg, fac curat, spală și sala stă închiși, copiii să joacă afară. I-a spus vreodată domnului primar lucrul ăsta? Nu i-a spus că nu poți să te pui cu primarul. Că te vede că ești la alt partid și când era poștaș domnul Merticaru, era mai subțirel, așa, mai tras prin inel, dar văd că acum o lua proporții și pe măsură ce el o lua proporții, dumneavoastră sunteți tot mai timizi, așa. Da, na, trebuie să tași, să îngheți tăti și fac ei. Da, bine, doamnă, o? Da, ați venit și în școală, doar aveți dumneavoastră elevi? Da, am copii la școală și la Săveni și la Negreni, eu sunt din satul Negreni și se face simularea la copii, se fac niște ori de simulare la Ștubeni. Și domnul primar nu ne pune mașina la dispoziție la copii, vin pe banii noștri, pe... Da, este un microbuz școlar. Microbuz, dar e mai mult folosit în prelinaj, expoziții la păpăuți când fac din partea partidului, ăla pune la dispoziție, la elevi nu pune. De exemplu, acum la Săveni am un băiat la liceu la Săveni, merge cu banii mei de acasă, cu mașina stricată. Și găsești fel de motive. Domnul consilier, cum e cu microbuzul ăsta școlar? Având în vedere situația microbuzului, domnul director a solicitat microbuzul pentru simulare și domnul primar nu i l-a acordat, că nu știu ce treabă avea cu el. Domnul director, cum e cu microbuzul ăsta școlar? Cine îl patronează până la urmă? Păi, din ce știu eu, este proprietatea Ministerului Educației. Deci nu e patrimoniul primăriei? Este în administrarea primăriei. Aia e altceva. Dar trebuie să fie folosit în interesul copiilor. În ce privește simularea, într-adevăr, chiar am făcut adresă scrisă către primărie ca să ne pună la dispoziție mașina în zilele de 17 și 18, când a fost simularea la română și matematică, pentru a aduce la centru aici copiii de la școala Negreni. Și am fost refuzat și am fost obligat să... Da, e adevărat că microbuzul ăsta de obicei domnul primar îl folosește pentru niște activități în interesul primăriei, ca să nu spun scop personal, dar cu scop politic. Este... În sensul că să mai duci cu însoțit de anumite persoane în diferite locuri. Da, e foarte adevărat. Deci pe la popăuț, pelerinaj, pe la mănăstiri, ca să îi mai ierte din păcate probabil cel de sus? Să mai ierte din păcate, dar nu știu dacă va reuși, că sunt foarte multe. Și evident, domnul director, acum dacă ai bani și de păcate scapi repede. El sărac nu-i, din câte am înțeles. Acum nu-i problema sărăciei, că nu e un păcat să fii bogat. E păcat să ai o atitudine ostilă față de școală, față de cadrele didactice și, în final, față de copii. Da, am înțeles. O să încercăm, stimați telespectatori, să ajungem și la domnul primar, să vedem un punct de vedere oficial și al dumnealui. Pentru dumnealui vă spun categoric că nu există lege, pentru dumnealui nu există norme, nu există reguli, nu există decât bunul plac. Domnul Alexoaie, da. V-au părât consătenii ăștia dumneavoastră că aveți necazuri cu primarul, e adevărat? Eu mai am necazuri, dar așa între noi. Bărbătești. Bărbătești, nu altceva, nu am preocupă. Ați fost unul din cei care l-a susținut, am înțeles, în campania din 2012, ca să-l scoateți primar. Și după ce s-a văzut cu saci în căruț, cam uitat de dumneavoastră. Nu, că a uitat, că așa se uită, cam la început. Are memoria scurtă? Eu știu și cum a fi. Dar cum e cu vițelul ăla? Ați vândut vițelul să-l finanțați? Nu. Spune minciune, e minciune ăsta. Da, vițelul era social-democrat sau liberal ca primarul? Nu, eu sunt liberal.
Și Vițelul era tot liberal în condiții. Posibil, dar nu e adevărat cu treaba asta cu Vițelul. Nu e adevărat. Gura lumii. Da, da. Na. Dar acum, în momentul de față, cu domnul primar ca liberale, așa, vă înțelegeți, stați la discuții, puneți comuna la cale, stabiliți ce trebuie de făcut? Nu. Dar de ce? Nu vreau. A, nu vreți dumneavoastră? Nu că nu v-ar chema el. Nu mai colaborez eu cu dânsul. Dar de la ce v-ați supărat? Da, nu așa, eu mai supăr oamenii. Dumneavoastră sunteți un temperament din ăsta foarte încurajator, cum s-ar spune, da. la vorbă, dar în același timp și ironic un pic. Și mă dau și înapoi. Când domnul primar ține adunare cu liberale aici în comună, s-ar putea cât de repede să țină, că vin europarlamentarele. Dumneavoastră, luați cuvântul și îl lăudați sau îl criticați? Nu mai mă implic la așa ceva. Nu. Dar cum rămâne cu sala asta de sport de aici, care e ocupată cu alimente? Nu cunosc eu la este. Nu știți. Nu. Dar cu camionul din fața primăriei, ce știți? Nu știu. Și știe toată comuna, dumneavoastră, nu știți? Eu nu știu. Dacă nu știu ce să... Am înțeles. Da. Să aveți o relație cât mai bună, da. Cu domnul primar, așa cum o aveți în momentul de față. Da, mulțumesc. Ai mai primar, de grijă cum te porți. Ai mai primar, să intri voi la tăți și ai de grijă cum te porți. Hai să intri voi la tăți. Bună ziua! Domnul secretar, da? Spuneți. Domnul primar? Momentan lipsește. Dar ne puteți spune pe unde? Cred că pe aici. Și nu-l puteți găsi? Nu-i dați un telefon? Îl sunăm. Hai, vă rog. Nu răspunde? Dar cine l-a sunat de pe mobilul dumneavoastră, doar vă știe numărul și văzând că îl caută secretarul, poate... Dacă e telefonul primăriei... Nu, dar mobilul. El pe mobil l-a sunat, nu? Primăria știe. A, eu te-am sunat. Ești căutat de un domn. De la... Da, sunt. Rotundu de la Telem. Domnul Rotundu, de la Telem. Da, ok. Da, în sfârșit, nu a anunțat. Bine, revedere. Da, ce-a spus? Nu-i. Dar unde-i? În localitate, n-am... Dacă n-am început noi filmările acum, trei sferturi de oră, era în birou. Spune. Nu spune când pleacă domnul primar, nu spune domnul secretar, eu mă duc în cutare loc, dacă se întâmplă o nenorocire, sună-mă că mă găsești. Ați văzut că am sunat. Viceprimarul? Viceprimarul e plecat la Botoșan, din câte știu. Domnul secretar, sunteți creierul legislativ al primăriei, spuneți-mi mie, ce cu sala asta de sport? Că de asta am venit noi aici, au reclamat părință că stăm cu iată sala de sport, stau alimentele acolo, ajutoarele europene și că nu pot copiii să-și desfășoare orele de gimnastică, domnul primar a pus monopol pe ea. Multe nu pot să vă spun eu, că nu intră în atribuțiile mele, din câte știu, da, sunt depozitate ajutoarele de la PEAD. Dar n-avea alt loc unde să-l pun? Ei, din câte știu eu, nu prea. Un loc propice pentru... Care-i povestea cu camionul ăsta de aici, din fața primăriei, că bă, partea juridică, acum nu puteți să-mi spuneți că nu o stăpâniți, că de 8 ani de zile, spun oamenii, îi cumpărat, stă aici în fața primăriei și nu poate fi pus în circulație, care e o problemă de natură juridică cu privire la documentele de provenient? Ei, cu camionul, cred că s-a făcut... 10 de reportaje. Și o să mai fac? Și o să mai fac, probabil, da. Deocamdată ne judecăm pentru înmatricularea lui.
Dar în ce constă HIBA? Am înțeles că atunci când au fost cumpărat, documentele au fost xeroxate și că nu au fi fost documentele originale de la firma Daniem și că acest camion ar fi fost în leasing și scos la licitații de către lichidatori, iar primăria când l-a cumpărat n-a avut actele originale și de aici tot necazul. Din câte știu eu, Daniem la momentul respectiv nu era proprietară. Păi nu, că fiind la rândul ei în leasing, n-avea cum să fie proprietar. Proprietarul era ăla de la care l-a cumpărat în leasing. Din câte mi-amintesc, eu prezentat o carte de identitate în fals, dar nici chiar dacă o prezenta pe cea originală, camionul fiind nou, neînmatriculat, nu putea să apară niciun proprietar pe cartea de identitate. Bun, dar dacă era cartea originală de identitate din fabrică, cu siguranță se putea matricula, nu? Da, cartea originală există. Și atunci de ce nu îl matriculează? Pentru că refuză serviciul din matriculări. Da, au un motiv, un temei juridic legal. Că am înțeles că domnul primar voia într-o perioadă sau încă are în intenții să angajeze un avocat ca să clarifice problema asta. Păi avem deja. S-a angajat un avocat. Da, am câștigat și la în alte curte. De... Da, în ce a constat captul de cerere? Ce ați cerut dumneavoastră primăria prin acțiunea juridică? Că e o acțiune de natură civilă, presupun. Păi acum urmează să pronunți instanța o hotărâre prin care se oblige serviciul din matriculare. Ați făcut o acțiune în constatare că primăria e proprietar pe camion și că trebuie matriculat pe numele primăriei? Da. Deci eu suntem la ultimul pas acum. Și sperați să terminați cu litigiul ăsta? Sperăm că da. În mod fericit. Să vă ajute Dumnezeu, domnul secretar, că 8 ani de zile oamenii ăștia tot trec pe aici, vin la primărie cu diferite treburi, trec pe stradă și li stă în ochi camionul și își aduc aminte, domn primar, a făcut o afacere, că e așa spun. Nu știu dacă a făcut nimeni afacere aici, poate... O afacere pe guboasă, cu siguranță, da. Cineva a făcut o afacere, însă n-am fost noi aceia. Altul cu profitul și altul cu pierderea. Da, noi am fost înșelați, practic. Așa, da. Păi, da, înșelăciunea deja infracțiunii, intrăm în sfera penalului. Asta e punctul meu de vedere. Corect, corect. Deci, cu domnul primar, tot nu ne puteți spune unde e. Păi, ați văzut că... Da, dar nu a spus unde e. Poate îl găsesc, mă duc după dumnealui. Nu a spus că nu este în localitate. Da. Dacă e în județ, îl găsesc. Nu pot să intru în detalii unde e anume exact. Da. Mulțumesc, domnul secretar, o zi bună, stimați telespectatori. Când am apărut în localitate, domnul primar era bine mersi în birou. Cât timp am filmat în școală, am filmat lângă sala de sport, am filmat cu grupul de cetățeni care m-au așteptat în curtea primăriei, domnul primar a dispărut. Așa cum îmi spune domnul secretar, dumnealui nu este în localitate, probabil o fi plecat cu vreo urgență, ceva. Nu pot să trag concluzia pripită că dumnealui s-ar fi sustrat de a sta de vorbă cu noi. În activitatea unui primar pot apărea zilnic probleme care au diferite grade de urgență. Clin să cred că și de această dată domnul primar a fost solicitat la o problemă care a necesitat urgență și nu avem noi posibilitatea de a-i lua un punct de vedere. O să vedem cum finalizăm acest reportaj. Mi-am propus ca în această emisiune să-i cam pârpălesc la flacăra violet pe politicienii noștri și, de ce nu, chiar și pe colegii din presă atunci când vor gafa.
Da, domnul Maxim, cine ați... Da, domnul Ciucă. Domnul Rotundu, domnul primar a închis două terenuri aici, dar nu prezintă la nimeni actele astea. Cine i-a cerut-o, cine o să-i moștenit la bunicii lui, o bucată, de la Luțeana aia până aici, și atâta era bunicii lui. Oameni care tata ne-au are 70 de ani și nu știu, nu au avut bunicul lui, o loienință. Din care el l-a acaparat cu un loc cu gard de parte de țavă și un loc cu parte de șpalier în partea aia. S-a făcut iaz, când s-a făcut părău, să nu e în unde satul. O prins atunci cu motorina, am învărtit, s-a făcut și ea, și l-au stopat atunci, tot așa, cu consilierii au aflat și au venit și au făcut gălăgie și au părăsit. Și au închis, aici era hațaș de păscut, oile, trec lumea animale, acum trebuie să treacă pe drum, vine o mașină să-i izbiește, cine o plătește? Tot omul cu baguba, care cu vaca, cu calul. Dar spuneți dumneavoastră că terenul ăsta, numai o parte ar fi moștenire, restul l-a luat abuziv? Da, l-a luat abuziv, că el toate rezervele din toată comuna l-a luat abuziv. Bunicul meu, Nicolae, și le-a cumpărat 2 hectare de pământ pe iaz, de la unul de dacă, de la Seveni. Știu, oare și noi, la primul mandat al lui, nu ne-am comportat urât cu el. Și am zis că e băie, treabă, e tânăr. A doilea, o mers cum o mers, eu ne-am cumpărat pământ pentru animalele mele. Asta e unul din tractoarele lui. A treilea, pe ani de președinte asta de primar, el când a venit a treilea mandat, m-am dus din la partidul lui, că nu era de fel de oameni, să vadă. Deoare și el... Asta e tractorul primar? Da, ăsta e tractorul primarului, da. Dar au început arăturile din primăvară? De acum el începe campanie, că are multe terenuri luate în arendă de la oameni care nu au spici în zonă. Dar el are fermă, persoană juridică, fermă legalizată sau practic prestații de servicii în agricultură? Probabil practic persoană. Are teren închiriat, luat în arendă? Cu agrara asta. El, știi? Cine e agrara? Păi este o firmă la Drăgușeni, care e străinaj de italian, a cumpărat în jur la vreo 6.000 de hectare. Deci, vorbiți de italianul ăla deasupra Drăgușeni. Satului Drăgușeni, da, spre Ichimeni? Da, ăla, da. Fostul sediu de IASE, ferma IASE-ului? Da. Și el au mult pământ pe aici, prin zonă, cumpărat, și el s-a lichit cu aia. I-a dat aia într-un loc și el, dacă are actele în față, vede toate rezervele. 3 hectare, 80 de ani, mi-a dat 16 ani de zile. Cât a fost la putere, el am plătit impozit pe izlat. Din unii anul trecut, în 2013, l-a dat la niște vinitici, care nu aveau nici mutații, pentru că omul nu știu bine când s-au venit aici. Domnul! Îi trecut și ăla la ape, că eu am pământ acolo și de așa-i bifacul roșu, tot el. Domnul consilier, cum e problema asta cu pământul? Chiar primarul ăsta poate face ce vrea dumneavoastră în consiliu, nu-l mai trageți de urechi. Domnule, noi în consiliul local îi spunem problemele comune, dar nu ne ia nimeni în seamă. Are 6 consilieri a lui de la PNL și îl susțin în toate măgăriile care le face el. Da, dar consilierii aia trebuie să gândească că susținând toate măgăriile primarului și dacă aceste măgării îmbracă aspectul penal, vor răspunde alături de primar. Dar ei nu înțeleg, nu știu care e treaba. Și le dă, și le face. Dar câți consilieri sunt total aici? 13? 11. Din care 6 liberali și restul? 1 Partidul Dan Diaconescu și 4 PDL. Și PSD-ul nu are nimic? Mi se pare că e unul de la PSD, atât. Dar ăla e tot acaparat de el și ăla votează cu ei în continuu, deci niciodată. Sunt 6 contra aștia la 5 și nu au ce să le facă. Deci 6 contra 5. Da, eu am fost într-o ședință de consiliu tot cu cereri, când să-mi cer dreptul să-mi dă izlaz și am văzut care e situația. M-am ridicat la masă frumos că am o problemă și Maxim Vasile cu tot biroanele astea de cu noi. Cel când a văzut că noi îl atacăm, s-au luat haina pe el și mapa și a plecat în birou la el. Cum ne-a lăsat baltă, nu mai răspund la întrebări. Și am mers la el în birou, o să zic că e biroul primarului și țavară. Eu vin acum de la primărie, domnul Ciucă. Mi s-a spus de către unii cetățeni care am filmat că domnul primar era. Eu nu l-am mai găsit în primărie. L-ați văzut? Eu l-am văzut pe stradă, vă urmăresc dumneavoastră. Văzut mașina. Deci știa că sunt în zonă. Da, eu mă duceam la ora 9 și un sfert după mama la Seveni, că distribuim marfă la piața Seveni, orașul Seveni, cu miei, cu caș, așa, că suntem crescători de animale și îl ducem după ea, după mama, el vinea cu fiica lui sau cu o persoană, cu o fățioară, tânăr în mașină. Fără să prezint la primărie, bine, și acum când noi ne-am prezentat la primărie să îi aducem la cunoștință iară, el a oprit mașina odată, un fostul gardian al lui, care e cățel boieresc de-a lui, om din credere, s-a dat jos și s-a uitat alea și a plecat spre Seveni. Și nici el, nici contabilul nu, asta, contabilul, nu? Da. Nu este în primărie. Îți plecați la Seveni. Ei au mers acum să servească masa. Merg la boiema unii meniuri, restaurante care agrar acolo servesc toate măsările, ca au bani aia și le fac și lor măiasă. Fie de că nu e așa de ușor să servească ei. N-au ei chiar tătă ziua bani. Și la Teofil Gratare, mici
Cârnășori, da. Și vreau ei. Să-i urăm poftă mare. Ați promis, domnul Ilie, când îi duceți la ferma, la sediul fermei sau unde are primarul? Are un teren acolo, concesiu. Haideți să ne duceți acolo să putem filma. Stimați telespectatori, am ajuns și la una din locațiile unde domnul primar Sebastian Merticaru își ține o parte din utilajele agricole. Domnul Ciucă, dați-vă un pic lângă mine. Ce e asta? Stațiune de mașini și tractoare aici a domnului primar? Sau chestii au fost colectivul vechi, grajul de animale. Le-a desfăcut lumea, fiecare cum le-a venit partea. Deci o fura fiecare cât o putut? Da. Și el, deoarece nu a avut drept la cine s-a învârtit cum era atunci, era la putere la primar, la niște oameni care le-au venit bucățica lor, nu aveau ce face și le-au cumpărat el, domnul Medicar. Deoarece primul om a fost Candrașec Mugurel, care a cumpărat aici în sector o clădire de la val de el și nu stă bine. Eu închis intrarea, omul nu-i mai lasă cal de acces, nu-i dă voie, a făcut omul cere să-i dă voie să facă un pod, nu ai voie că n-ai cum, să ieși pe imaj. Cumva motivii caută numai pentru scandal. Și deoarece dacă el s-a folosit acum cu asociația de 2 ani de zile, s-au adus combine în luna februarie 2014, nu știm din ce au adus-o, dar când s-au luat bani la subvenții, că dacă avem animale și pământ, atunci s-au dat toată suma. Că nu s-au dat cu țărită, s-au dat toți gramada aproape. Și acum au adus-o cu consilierul lui. I-au dat 60 de milioane de informații și le-au băgat la aparate celui. Cum îi spune consilierului? Fostului consilier? Fostului consilier, Mihai Ili, îi spune lui. Care... Mai avem un Ili consilier, să nu-i confundăm. Da, zis șeful, în paranteză zis șeful. Ca așa... Da, de ce? Când era consilierul primarului, era, când era șeful? Nu era atunci șef. Îl poriclește din copilărie pe el șef. Că a fost slugul tatălui în sector și el tot slugul moare. Că nu are nici act pe casă, el stă la socrul lui în casă. Bun, îl lăsăm pe el, îl lăsăm pe el. Noi avem treabă cu domnul primar. Deci, domnul primar, spuneți dumneavoastră, ocupă de prelucrarea terenului, de lucrări agricole, fără să aibă o fermă legală în fiecare. Se află în relații bune cu un fermier italian de la Societatea Agrară de pe rada Comunii Drăgușeni. Deci prosperă, îi merge bine. Asociația Crescătorilor de Animale o are sub controlul dumnealui. Acum s-a rostuit cu o combină. Și a adus animalul ăsta, utilajele astea performante, clas, tractor mare, un tractor de 450. Nu l-am văzut nici eu ca un singur cetățean cu un butoi măcar 200 de kg odată la piecu să alimentez și el. Este buzul excavator care le alimentează vinile și trage aici, buzul duce acasă domnul Pavel și șofer acolo, iau bani și pe ori de deplasare. Păi am apelat la ei să-mi dăi buzul și mi-au luat și 1 milion ora de deplasare. Mi-au lucrat în jur la 50 de minute, mi-au pus 2 ore. Eu putem să nu le dau bani, da? Dar poliția, domnul Ciucu, eu nu înțeleg un singur lucru. Poliția de aici, din comună, doarme? Nu îi face domnul Rotundu nimic. Că am fost noi, eu adică am fost ca un cetățean și le-am spus, domnul, păi nu pot să-l chem. Păi nu are. Dar nu trebuie să-l cheme, trebuie să-l cerceteze. Nu îi face, că omul mă lămură de circular, durează un an de zile, îl duc la parchet, parchetul îl țin tot așa, el are, dacă ești la putere cu PNL... Dar nu mai e la putere, gata, e în opoziție. Poți, s-o așezat acum, vă dați seama, cu 2 miliarde... Ei, de acum cred că o să-i facă dosar. Da, bine. 2 miliarde și ceva, domnul Rotundu, vă dați seama, sunt bani, nu sunt așa. El a dat în jur la un... aproape 1 miliard, dar nu cred că aș da combina asta. Și restul i-a luat așa, cu fel de fel. În toată toamna el nu seamănă măcar 1 hectar de sfeclă și aducea 11-15 tone de sfeclă și făcea rachiu ca să poată... Deci are cazan de rachiu? Păi are cazan. E fiscalizat cazanul? Adică... Păi n-aș putea ști, că am fost eu, 2 ani am fost eu, cât am stat în corespondență bună cu el, făceam rachiu la el, eu din Tescovină, cu cazanul lui. Și am luat ca la prieteni 2 kg la tură, îmi ieșea 12, 13 kg, depinde de calitate, până la 45-50 de grade, nu luam esență slabă. Și dădeam 2 kg, din care oare cum noi cât am fost comportat frumos cu el și așa, i-am dat, eu am făcut o căciulă neagră, o purtat, nici n-am să mai poartă căciulă, o mânca brânză de la ciuclea toadrii, niei de Paști. Totuși, acum el, asta e conflict de interese, vă dați seama că nu-i numai el, mai sunt în țara asta, în România. Așa la români cu facerea, da. De bine, domnul Ciuclea. Da, bun, mulțumesc frumos. Domnul consilier, dați-vă un pic mai aproape de mine. Spuneți-mi că suntem la finalul reportajului. Cum credeți că se vor rezolva toate necazurile astea ale oamenilor? Numai în instanță, cu parchetul, cu procurorii. Dar cu... dacă poate face ceva. Da, dar cineva plângeri... trebuie să plângă. Păi da, noi facem plângeri, faci, dacă nu ne-a nimeni în seamă. Da, trimiteți-o oficial la parchet. Și o să trebuiască din nevoie să o ia în seamă. Păi spune că nu avem acte suficiente. Deci în situația în care nu se rezolvă cu imașul, cu noi persoanele fizice avem, deci am întreprindere individuală cu animale, am prins proiectul ăla 141 și nu am imașul, ni se pășunez. Și în cazul în care nu ni se dă imașul acum în vara asta, vin cu vacile la primărie să le pască, el să le aranjeze el. Da, bine, mulțumesc.
Stimați telespectatori, la Ștubieni problemele sunt de ajuns de încurcate, iar domnul primar, când s-a aflat în situația de a da socoteală, de a răspunde întrebărilor cetățenilor, n-a mai fost de găsit în primărie. Din păcate, unii cetățeni au clamat faptul că s-au prezentat în audiență la domnul Țurcanu, președintele Consiliului Județean, care este și șeful politic a domnului primar de aici, iar domnul Țurcanu nu s-a ținut de cuvânt până în momentul de față pentru a veni în comună să facă ordinea necesară. De fiecare dată când închei un astfel de reportaj, trag și concluzii. Dar în cele mai multe cazuri am rămas cu concluziile. De data aceasta nu trag niciun fel de concluzii, pentru că la Ștubieni câinii latră, adică cetățenii, caravana trece, adică domnul primar își vede de afacerile sale personale. Este nevoie de prezența domnului Florin Țurcanu în dubla sa calitate de președinte PNL și președinte a Consiliului Județean Botoșani, să-și onoreze promisiunea făcută cetățenilor de aici de a veni în comună, de a sta de vorbă cu primarul și de a-l aduce pe calea cea dreaptă. Domnul Țurcanu, sper să îi întind o mână de ajutor domnului Merticaru ca nu cumva împreună să se întâlnească într-un loc unde nu dorește nimeni să ajungă cineva dintre noi. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 19. Hai mai primari, de grijă cum te porți. Hai mai primari, să intri voi la tăți și ai de grijă cum te porți.